să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Că cine va voi să-și scape viața, o va pierde. Iar cine-și va pierde viața sa pentru mine și pentru Evanghelie, acela o va mântui. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, în neamul acesta desfrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el, când va veni într-o slava Tatălui Său, cu Sfinții Îngeri. Și le zicea lor, adevărat crezi voi că sunt unii dintre cei care stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind pentru putere. Slavă ție, Doamne, slavă ție.
Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Iubiți credincioși, suntem în duminica după înălțarea Sfintei Cruci și am ascultat în cuprinsul Sfintei Liturghii un fragment din Evanghelia după Marcu, în care ni se recapitulează întreaga învățătură despre cruce, despre jertfă, despre iubire, despre înviere, toate acestea pentru ca noi să putem să înțelegem ceva încă din lumea aceasta, din taina iubirii lui Dumnezeu pentru noi și să răspundem în mod adecvat acestei lucrări de mare prețuire a lui Dumnezeu pentru noi. Dintre toate praznicele împărătești, doar trei au o duminică pregătitoare și o duminică care urmează praznicul. Este vorba despre praznicul botezul Domnului, care are o duminică dinaintea botezului și o duminică după botez. Este vorba despre nașterea Domnului, care are o duminică pregătitoare, duminica dinaintea nașterii Domnului și duminica după nașterea Domnului. Și avem, iată, praznicul Înălțării Sfintei Cruci, care are două duminici ce îl încadrează, și anume una care anticipează praznicul, pregătindu-l, și una care concluzionează cele în legătură cu semnificațiile duhovnicești ale praznicului Înălțării Sfintei Cruci. Dacă în duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, Biserica ne-a pus înainte un simbol deosebit din Vechiul Testament al Sfintei Cruci, și anume șarpele înălțat pe un stâlp de către Moise la porunca lui Dumnezeu pentru a-i salva pe iudeii care erau mușcați de șerpi veninoși. Iată-ne astăzi, duminica după înălțarea Sfintei Cruci, când Mântuitorul Iisus Hristos ne vorbește despre crucea noastră. Despre crucea Lui și despre crucea noastră, dar astăzi vă spuneam că praznicul, cele ale praznicului sunt concluzionate în această duminică de după înălțarea Sfintei Cruci. Mai întâi, cine vrea să vină după mine, cine voiește, adică să asculte ceva de la mine și dorește să-mi urmeze mie, adică aici vedem ceea ce este creștinismul. Creștinismul nu este o impunere, ci o propunere. Dumnezeu nu impune nimic prin poruncile sale, ci propune un mod de viață. Creștinismul este întemeiat pe jertfa lui Dumnezeu pentru oameni, din iubire de oameni, și continuă și dăinuie în istorie prin jertfa oamenilor pentru Dumnezeu. Cine voiește să vină după mine. Adică omul este liber să nu vină după Hristos. Poate să nu-L urmeze pe El. Și atunci are calea lui omul. Cum a avut-o încă de la căderea lui Adam. Și o are și astăzi și o va avea probabil până la sfârșitul veacului. Omul are o cale a lui care poate să fie diferită de calea lui Dumnezeu. Profetul Isaia ne vorbește despre distanța dintre cele două căi. Precum sunt de departe cerurile de pământ, atât este departe calea lui Dumnezeu de calea omului, fără Dumnezeu. Dar cine vrea să afle calea aceasta lui Dumnezeu și să o urmeze, iată că Hristos are să-i spună ceva. În mod liber, adică cine voiește să vină după Hristos, să-L asculte pe El și să-L urmeze pe El în viața Lui, mai întâi trebuie să se lepede de sine. Aici întâlnim un cuvânt, poate cel mai greu cuvânt din Evanghelie. Un cuvânt care pare neomenesc. Care om vrea să se lepede de sine? Nu toți vrem să ne promovăm sinele. Nu toți vorbim mereu
pronunțând cuvântul eu, eu, părerea mea, eu așa simt, eu așa văd lucrurile. Impresia mea este că, și aceasta contează, dacă suntem onești cu noi înșine, o să vedem că centrul existenței Universului, atunci când ne raportăm cinstit la El și la noi, nu este altceva decât acest sine care este lucrat permanent, care este gonflat uneori, ajungând la un sine trufaș, precum al demonului, un sine care nu mai recunoaște nici pe Dumnezeu ca și creator și mântuitor și purtător de grijă pentru oameni, nu mai recunoaște altceva decât sinele lui. Un cuvânt neomenesc, acesta, să se lepede omul de sine. Un om nu se poate lepăda de sine. Dacă nu intră în comuniune cu Dumnezeu. De aceea Mântuitorul a spus, cine vrea să vină după mine, apare acel mine, acel nume sfânt al lui. Acea putere dumnezeiască care poate să facă această minune, desigur cu conlucrarea omului, ca omul să se lepede de sine. De care sine trebuie să se lepede omul? Pentru că vă spuneam că omul își iubește sinele lui atât de mult încât nimic pe lumea aceasta nu prețuiește ca sinele lui. Dacă vreți să vă demonstrez aceasta din Scriptură, dar dumneavoastră o puteți proba din propria experiență sau din ce ați cunoscut la ceilalți, o să vă amintesc despre dreptul Iov. Acest om care era drept și temător de Dumnezeu, împlinitor de porunci, de porunci dumnezeiești în viața lui, la un moment dat a fost ispitit de șarpe, de diavol, de satan. Atunci când Dumnezeu l-a lăudat pe Iov înaintea îngerilor, printre îngeri era prezent și satana. Ai văzut tu, zice Dumnezeu, ce om drept și temător de Dumnezeu este Iov. Și satana zice, este el așa, pentru că tu ai îngrădit viața lui și toate ale lui și l-ai binecuvântat pe el în viața lui. Iată, are avere, are 10 copii, e sănătos, dar lasă-mă pe mine un pic să mă ating de el. Să mă ating de ale lui. Să vezi dacă nu te va blestema în față. Și Dumnezeu, așa cum știi, ne-a îngăduit lui Iov să se atingă de cele ale lui. Și anume de averea lui și de copiii lui mai întâi. Și toată averea lui a dispărut. Ca și cum s-ar fi topit peste noapte, iar copiii au murit de năprasnă, printr-un fulger, printr-un trăsne, toți odată. Și iarăși Dumnezeu l-a lăudat pe Iov și iarăși satana prezent printre îngeri, care era de data aceasta mai smerit un pic de nevoie și care auzind cu Dumnezeu laudă din nou pe Iov pentru credincioșia lui, pentru fidelitatea lui și în necaz și în suferință grea, atunci când i-au fost luate toate ale lui, totuși satana a mai avut un cuvânt de mare obrăznicie. Și a spus, este el așa? Doamne, cum spui? Dar știi cum e? Cojoc pentru cojoc. Toate dă omul, dar nu pe el. Ia lasă-mă pe mine să mă ating un pic de el, de carnea lui și de osul lui, să vezi cum te va blestema în față. Și a îngăduit Dumnezeu și aceasta, Iov s-a îmbolnăvit de lepră, s-a ras în cap, s-a dus pe o grămadă de gunoi și își curățea cu un cioc acele răni absolut greu de văzut și de suportat ale acestei boli incurabile pe atunci și astăzi, lepra.
venit și trei prieteni, care și aceia într-un fel sau altul o cărau, deși ei doreau să-l compătimească în boala lui. În final, Dumnezeu are o discuție cu Iov și apoi cu cei trei prieteni ai lui. Și așa cum știți, la final de tot, îl restaurează pe Iov în toate ale lui, dându-i o dublă avere și de două ori copii cât s-a avut. Dar vedeți că ceva nu s-a întâmplat totuși cu Iov. Nu îi se spune despre această lepădare a lui Iov de sine însuși. Toate au fost luate. Și anume ce? Averea, copiii și sănătatea. Vă spun și trebuie să vă cutremurați de acest cuvânt, că pe toate acestea omul le poate suporta. Poate chiar să-și dea viața de zeci de ori pentru o cauză. Dar aproape niciodată nu-i stare să se lepede măcar o dată de sine însuși. Și aceasta o spune Noul Testament. Atunci când Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola 1 către Corinteni, capitolul al 13-lea, când i-aș da trupul meu să fie ars, toată averea și împărți-o săracilor, și trupul meu aș da să fie ars, dacă dragoste nu am, nimic nu sunt. Nimic nu-mi folosește. N-am făcut absolut nimic. Prin urmare, ce înseamnă să se lepede omul de sine? Pentru că își iubește prea mult acest sine și nu dorește să se lepede de sine, dimpotrivă cultivă acest sine, care devine la un moment dat un monument. Devine, de fapt, ceea ce vedem în viața noastră, devine un fel de Dumnezeu, om. A dorit diavolul să ia locul lui Dumnezeu, prin înălțarea trufașă a dorit să fie ca Dumnezeu, fără Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu și cu această ispită l-a doborât și pe om și îl doboară până astăzi. Ce a spus șarpele, adică diavolul, Evei? Dacă veți mânca din pomul acela, e adevărat oprit, interzis de către Dumnezeu, veți cunoaște faptul că sunteți ca Dumnezeu. Veți fi ca Dumnezeu. E frică lui Dumnezeu. De aceea v-a spus să nu mâncați. Ia mâncați voi să vedeți cum veți deveni Dumnezeu. Iată ispita șarpelui și iată căderea omului. Și până astăzi se petrece această cădere nouă. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că omul a căzut în simțirea lui. A văzut că e gol de Dumnezeu și se simțea pe el. Și se rușina și cam fugea de el. Se ascundea. Și până astăzi omul se ascunde de Dumnezeu. Puțini oameni vin la biserică să se prezinte înaintea lui Dumnezeu așa cum sunt. Omul întoarce spatele lui Dumnezeu prin păcatele lui de moarte special, și acolo își lucrează el acest eu, acest sine nefiresc, vede că nu-i merge bine, totuși liniștit nu este, dar continuă această demonică lucrare de a-și hrăni eu-ul acesta egoist, egolatru, până la demonism. Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Roman, capitolul al 7-lea, spune despre el însuși, atenți, văd în mădularele mele o lege. O lege care se împotrivește legii minții mele. Această lege este legea păcatului care mă face robul păcatului. Și atunci, de ce ne spune Mântuitorul să ne lepădăm de noi? Să ne lepădăm de ce a intrat în noi prin ispita diavolului și conlucrarea cu diavolul. Adică să ne lepădăm de ceva nefiresc din noi, dar care a fost lucrat perseverent, tenace, de către noi. Și anume egoismul. Centrarea realității pe noi înșine. Modelul și puterea pentru ca să scăpăm de acest sine egoist, care ne omoară,
relația cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu semenii, chiar cu întreaga creație, zic, modelul și puterea ca să ieșim din această lucrare pierzătoare pentru noi, este însuși Hristos. Mai întâi El s-a lepădat. Vedeți? Nimic nu ne poruncește Dumnezeu să facem noi până n-a făcut El. Și anume, în Epistola către Filipeni, îi se spune că El, Hristos, Dumnezeu fiind, purtând chipul lui, din chipul lui Dumnezeu, în chipul lui Dumnezeu fiind, s-a golit pe sine, ascultător, făcându-se față de Tatăl Său până la moarte și încă moarte de cruce. S-a făcut rob ca noi, ca pe noi să ne elibereze. Taina iubirii aceasta este, iubiți credincioși, despre care vorbea și Apostolul Pavel în Epistola către Corinteni. Iubirea nu caută ale sale. Iubirea este temeată pe jertfă. Ce este jertfa? Jertfa este o ieșire din sine, gratuită și deplină pentru celălalt. Cineva întreba de ce a creat Dumnezeu Universul și pe om, coroana Lui. Și răspunsul nu poate să fie altul decât iubirea Lui. N-avea nevoie Dumnezeu de această creație. El este absolutul deplinătății. El a creat această lume și pe om, coroana Universului, din iubire, pentru că iubirea aceasta face, iese din sine pentru a se dărui necondiționat celuilalt. De altfel, însuși Dumnezeu în Sfânta Treime este o manifestare a iubirii negrăite. Cele trei persoane ale Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, de o ființă și de despărțite, egale în putere, în slavă și în lucrare, ele, deși sunt distincte, au zis, cum spune marele teolog Dumitru Stăniloae, ele sunt în stare de jertfă. Adică cele trei persoane sunt nu una lângă alta, cum suntem noi acum, un vis-a-vis, face-to-face. Nu, ele sunt una între alta, se conțin reciproc și se dăruiesc reciproc. Aceasta este taina iubirii. Și din iubire l-a creat Dumnezeu și pe om. Și omul era, înainte să cadă, în această stare de comuniune cu Dumnezeu, ascultător de Dumnezeu, și aceasta era jertfa omului. Dar prin păcat, omul a transformat jertfa, așa cum am definit-o în taina Sfintei Treimi, în moarte. Dacă veți mânca din pomul acela negreșit, veți muri. A transformat Adam jertfa ca ascultare de Dumnezeu în moarte, adică în ieșirea din comuniunea cu Dumnezeu. Dar noul Adam Hristos, purtând toate ale omului în afară de păcat, a transformat moartea în jertfă. Moartea Lui pe cruce este de bună voie. Hristos nu este o victimă a istoriei. El de bună voie și-a înălțat mâinile pe cruce pentru a izbăvi o brăsnicie a înălțării mâinilor omului, Adam și a Evei, spre pomul interzis. La aceeași oră din zi 12, Adam a întins mâinile spre pomul interzis și a gustat și a murit. Tot în amiaza zilei și în mijlocul pământului, noul Adam Hristos își întinde mâinile pe cruce pentru ca să izbăvească pe vechiul Adam, pe toți cei din Adam care cred în noul Adam, de moartea ca despărțire de Dumnezeu, prin ascultarea Lui până la jertfa supremă. Vă spuneam că lepădarea de sine este o lucrare neomenească. Este o lucrare dumnezeiesc-omenească după modelul lui Hristos și cu puterea Lui. Cine vrea să vină după mine, să uite de sine, adică știți ce ne cere Hristos, mai precis, să ne privim pe noi din afara noastră. Să ne privim pe noi cu un ochi obiectiv. Să ne privim pe noi ca pe niște străini. Și atunci putem să ne evaluăm
fără ca să fie aceasta o schizofrenie ferească Dumnezeu, ci o lucrare duhovnicească, ca să putem, spre exemplu, să ne vedem păcatul, să-l mărturisim în taina spovedaniei, să primim dezlegare și iertare și să simțim în inimile noastre că s-a refăcut legătura cu Dumnezeu. Păi câți dintre frățile voastre încă vă puneți problema, sau atunci când își pun alții problema, dacă există sau nu Dumnezeu, nu aveți un răspuns convingător. Puteți dumneavoastră demonstra cu argumente profunde, simțite, existența și lucrarea lui Dumnezeu în fața semenilor? L-ai văzut tu pe Dumnezeu, te treabă unul sceptic sau ateu? Ai văzut tu pe cineva înviat din morți? Că văd că voi împomeniți pe cei adormiți. Mai e ceva după ce moare trupul? Vin oamenii și întreabă. Și dacă suntem onești, și noi ne întrebăm. Și unii cred că a fi credincios înseamnă a accepta așa, credul și fără experiență, ceea ce spun alții. Accepți cu rațiunea, în fel de cap, această rațiune. Aceasta e o rătăcire formidabilă de la dreapta. Rațiunea, într-adevăr, nu poate pătrunde această taină. Dar omul are în el o altă energie, o altă putere, și anume mintea, inima, prin care el poate vedea pe Dumnezeu, îl poate simți mai presus decât se simte pe sine. Sfântul Apostol Pavel și ca el toți sfinții, cu siguranță, au putut să spună din experiență duhovnicească, nu din speculație rațională, faptul că de acum nu mai trăiesc eu, auziți, ci Hristos trăiește în mine. Și viața mea în trup o trăiesc cu credința în Fiul lui Dumnezeu care s-a dat pe sine. La ce? La moarte? La moarte de ocară, ca ultimul sclav. Care s-a dat pe sine, El de bună voie s-a dat pe sine și aceasta e jertfa și aceasta înseamnă iubire pentru ca eu să am viață. Pentru ca eu să simt din nou pe Dumnezeu. Ca să nu mai pun problema dacă cred sau nu cred că există Dumnezeu. Unii spun există ceva. Există o posibilitate să existe ceva. O probabilitate. Această punere a problemei, din punct de vedere teologic, este una complet greșită. Fericiți cei curați cu inima, ca aceia îl vor vedea pe Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu nu se produce la nivelul rațiunii, unde evident că omul se îndoiește și trebuie să o facă. Întâlnirea cu Dumnezeu se produce la nivelul inimii. Acolo inima, lărgindu-se, îl poate cunoaște pe Dumnezeu, singurul care poate umple sufletul omului. Ce a spus Evanghelia de astăzi? Ce poate să dea omul în schimb pentru sufletul lui? Lumea întreagă de a avea, lumea întreagă. Dacă ți-ai pierdut sufletul, ai pierdut tot. Pentru că sufletul omului este o creație specială, o creație care poartă chipul lui Dumnezeu și este chemată să se asemene cu Dumnezeu, cum spunea cineva, sufletul omenesc, sufletul creștin, este un hău. Este un adânc infinit care nu poate fi cunoscut de puterile create, de puterea rațională, spre exemplu. El poate fi cunoscut numai de către conlucrarea prin credință cu Dumnezeu la nivelul inimii. Și acolo când omul simte pe Dumnezeu ca pace, ca bucurie, ca libertate, ca adevăr, ca curaj până la moarte, vă spuneam, creștinismul s-a născut din jertfa lui Dumnezeu, adică din iubirea lui Dumnezeu pentru oameni, arătată prin suferința cu sens, adică cu suferința de pe cruce, care o punte spre înviere, și dăinuie în lumea aceasta prin jertfa oamenilor credincioși pentru Dumnezeu. Un om credincios cu adevărat, intrând în comuniune cu Dumnezeu, simte ceea ce eu v-am spus înainte. Simte, adică, că prin harul lui Dumnezeu poate să iasă din sine pentru celălalt. Vă spun în final ceva, o nuanță esențială pe care ar trebui să o pătrundeți cu inima și cu rațiunea cât poate rațiunea.
Există oameni și nu puțin, poate cei mai mulți, care spun atunci când întâlnesc un bolnav, spre exemplu că un bolnav de o boală grea, ce cruce grea are acest om. Și noi când suntem necăjiți, singuri, aproape desnădăjduiți, bătrâni, aproape de moarte, ce cruce grea avem. Chiar ne plângem. Deschid o paranteză să vă spun definiția călugărului, dar și a creștinului, dată de Ava Pimen. Călugărul este acela care nu-și plânge soarta. Cu alte cuvinte, cine își plânge soarta, nu-i creștin. Cine își plânge de milă, acela este păgân. Nu poate să se numească creștin. Un om care își plânge soarta. Închid paranteză. Vă spuneam că noi credem că atunci când suntem bolnavi singuri sau în suferință, avem o cruce grea. Și că crucea ar însemna să sporți, spre exemplu, o pagubă materială, să îți moară un copil sau doi, să ai o boală incurabilă. Și aceasta e crucea despre care vorbește Hristos că trebuie să o luăm după ce ne-a lepădat de noi. Ei bine, vă spun că e doar o parte din ea și încă cea mai neimportantă. Cel mai greu nu este să porți tu crucea în sensul să suferi o boală. Mult mai greu este să porți boala celui de lângă tine. Este mult mai ușor să fii tu singur decât să simți cu adevărat ce înseamnă singurătatea altuia și să o porți. Ia gândiți-vă la Hristos atunci când El putea să facă pâinile, pietrele pâini și a preferat să spună că nu numai cu pâine trăiește omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. El n-a avut casă, Hristos. Vulpile au bizuin și păsările cerului au cuibul. Să fiul omului nu are unde să-și plece capul. N-a avut casă, deși putea să aibă un palat. Pe cruce, fiind răstignit, înălțat pe cruce, i s-a cerut să coboare de pe cruce și putea. Dar n-a avut. Pentru că știa că asta vrea diavolul. Aruncă-te jos! Aruncă-te de pe cruce, coboară-te de pe cruce și vom vedea și vom crede, spuneau farisei și cărturarii, instrumentați demonic. Dar El a spus, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac și nu știu ce spun. Vedeți cum asta e jertfa. Jertfa înseamnă o renunțare la tine, o deschidere spre celălalt în uitare de tine. Celălalt te va afirma, nu tu te afirmi. În momentul în care tu te afirmi, fie direct, fie indirect, încă te iubești pe tine și iubești nu sinele acela adevărat, autentic, creat de Dumnezeu, ci iubești egoismul care s-a construit demonic în tine prin conlucrarea cu demonul de-a lungul timpului. Foarte mulți oameni, chiar și la bătrânețe, cel mai greu este să se lepede de ei. Vă spun, puteți verifica, la bătrânețe se vede dacă omul a ajuns la înțelepciune. Poate să ajungă și un tânăr la înțelepciune. Să nu uităm că Mântuitorul Hristos a avut 33 de ani. Sfântul Ioan Botezătorul 32 de ani. Că Sfânta Ecaterina, Marea Muceniță, a avut 17 ani. Sfânta Parascheva de la Iași a avut 28 de ani. Oameni sub 33 de ani toți și-au ajuns la înțelepciune. Dar, ai zice totuși că un om trecut prin viața aceasta, 60-70 de ani, a ajuns la înțelepciune. Și înțelepciunea ce-ar fi? Să-și dea seama că cea mai mare lucrare pe fața Pământului, care te eliberează pe tine și bucură pe alții, este această lepădare de egoism, de tine însuți. Ba dimpotrivă întâlnim situații, și nu puține vă spuneam, ca la bătrânețe să vezi bătrânul cum se alintă, ca un copil, ca un copil fără de minte. Încearcă și te șantajează emoțional, sentimental. Se gândește la avere. Cum să o împartă? Sau dacă am împărțit-o să-ți reproșeze, ți-am dat și tu nu mă ajuți. Centrul e el până moare, până iese sufletul, sinele acela trufaș, egoist, lucrat demonic, nu iese din el. Și când iese, vă dați seama cam cum iese. Cam în ce brațe se aruncă. La asta să ne gândim. La faptul că Hristos când ne spune că examenul vieții înseamnă lepădarea asta de sine și urmarea Lui prin purtarea crucii.
purtarea crucii înseamnă încă o dată și purtarea suferințelor proprii, dar și purtarea suferințelor celorlalți. Să-l rapsi pe unul care este de nesuferit lângă tine. Vă dați seama ce jertfă este pentru o femeie nu să fie abonată, să zicem, de cancer, cât să sufere pe unul care e lângă ea, soțul ei, tatăl copiilor ei, bețiv, desfrânat, care vinde averea la păcănele sau la alte, știu eu, jocuri de noroc, se duce acolo cu salariul tot și vine acasă cu punga goală, nervos, și îi mai și bate pe vieții copii și pe femeia lui. Să rabzi un astfel de om lângă tine, să nu te desparți de el, să te rogi pentru tine și pentru el ca să-ți duci la bun sfârșit crucea căsniciei, asta da jertfă. Și cum spune Sfântul Paisie Aghiorit, o astfel de jertfă nu rămâne fără răsplată de la Dumnezeu. El povestește despre o femeie care era înșelată de soțul ei în mod sistematic, aducându-i acela în casă bărbați cu care trăia în destrăbălare în prezența ei și a copiilor. Și ea era foarte atentă să nu se smintească copiii și a răbdat 10 de ani treaba asta. Nenorocirea asta din familia ei. Și în final a căzut într-o boală grea acel sărman de om, împătimit. Și tot ea i-a purtat de grijă. Tot ea l-a dus la spital. Și acasă tot ea i-a dat să mănânce, l-a îngrijit cum era mai... Și Dumnezeu, spune Sfântul Paisie Aghioritu, a transformat această femeie prin jertfa ei într-o sfântă, nerecunoscută oficial de biserică. Dar cunoscută și recunoscută de cine trebuie, adică de Dumnezeu. Ei bine, aceasta înseamnă jertfă. Să porți acea nesuferită suferință a celui de lângă tine. E ușor să-ți porți mirosul tău rău. Știți treaba asta, că atunci când noi mirosim rău, greu, mai știu eu cum, ne suportăm. Tabieturile ne suportăm, apucăturile, toți avem. Dar e foarte greu să suferi mirosul rău al altuia. Să suferi pe celălalt prin apucăturile lui. Te enervează și cum vorbește, și cum privește, și cum se mișcă. Faptul că vorbește prea mult, sau că tace și nu spune nimic. E foarte greu să suporți așa ceva. Asta e jertfă. Să ieși din tine pentru a-L înțelege pe celălalt. Așa l-a acceptat cum este. Nu o poți face fără Dumnezeu. Fără Harul lui Dumnezeu. Acesta e mesajul Evangheliei. De aceea venim la biserică. De aceea ne spovedim, de aceea ne rugăm. De aceea ne împărtășim. Ca să mai uităm de egoismul nostru, să ieșim din noi pentru ca să împărtășim ceva celorlalți, gratuit, dezinteresat și la modul de plin. Hristos adică ne cere să nu fim oameni în sensul obișnuit. Să fim oameni ai Lui Dumnezeu. Să fim oameni care au gustat din bucuriile Harului Dumnezeesc și prin acest Har Dumnezeesc și îndumnezeitor și-au vindecat sufletul de egoism, s-au deschis pe ceilalți și simte lumea că, într-adevăr, acel om e un om al lui Dumnezeu. E un om despre care poți să spui, e un om în care am încredere. Chiar dacă eu nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, chiar dacă eu n-am simțit bucuriile Harului la modul personal, am cunoscut un om care s-a jertit pentru ceilalți. Iar primul care s-a jertit pentru toată lumea este Hristos, care a purtat pe cruce, prin patimile Lui, toate păcatele lumii, pentru ca să le izbăvească, pentru ca noi toți să gustăm din acea eliberare interioară, care ne aduce bucurie, pace și nădejdea învierii. Pentru că crucea fără înviere e un nonsens. Crucea este totdeauna legată de înviere. Mântuitorul, de câte ori a vorbit despre cruce, a vorbit și despre înviere. Și noi ar trebui, de fiecare dată când vorbim despre suferință, să ne gândim la două lucruri. Că există suferință care se naște din păcat, cum este a bețivului, care se nenorocește pe el și pe alții, acelui dependent de jocul de noroc, acelui desfrânat, acelui care are mânie și e bătăuș, e violent. Deci există o suferință care se naște din păcat și există o suferință care se naște din virtute.
din jertfă, precum a Mântuitorului pe cruce. Și există o legătură între ele. Orice suferință născută din păcat nu se poate tămădui decât de o suferință născută din jertfă, din iubire. Și această suferință absolută arătată-o Hristos, despre ea a vorbit Mihai Eminescu într-un articol din ziarul Timpul, despre ea au vorbit mari oameni de cultură a acestei lumi care l-au cunoscut pe Dumnezeu și despre ea vorbesc toți credincioșii care într-adevăr au simțit iubirea lui Dumnezeu negrăită în inima lor, în viața lor, în familia lor și, de ce să nu spunem, chiar și în comunitatea lor. Nu uitați, iubiți credincioși, că această cruce pe care eu o țin în mână, îl are pe ea pe Hristos. Nu orice cruce mântuiește. Nu orice suferință mântuiește. Singura cruce care mântuiește este cea care duce la înviere. Suferința cu sens. Adică acea cruce pe care e Hristos și eu, lepădându-mă de mine prin Harul lui Hristos, da? Îmi port crucea mea personală și îl urmez pe El cu nădejdea învierii și a vieții veșnice. Dacă nu trăiesc așa, pentru că pot să aleg și altceva, vă spuneam la început că sunt liber, pot să trăiesc doar două variante. Nu există a treia. Pot să renunț la verticala crucii și atunci trăiesc pe orizontală. Puteți să priviți crucea fără verticală. E un minus. E un minus. Da? În lumea aceasta trebuie să trăiesc, adică mereu în lipsuri, fără să le înțeleg de ce sunt viața mea, da? Un minus. Iar dincolo, dacă mor așa, apare ceea ce în matematică se numește minus infinit. Adică iadul. Adică suferința fără sfârșit. Asta e blestemul șarpelui. Șarpele se târăște, nu-i ca un minus, care se târăște pe pământ. Așa e și omul fără Dumnezeu. Se târăște pe pământ ca șarpele. E blestemat să se tot târească. Unii spun că muncesc de dimineața până seara. Și nu înțeleg nimic din munca aceea. Că știu și eu, nu știu câte mai fac pentru pământul acesta. Un mare minus. Ce este, în schimb, crucea fără orizontală? Este o verticală care trimite la ideea demonică de șarpe care a vrut să se înalță deasupra stelelor Dumnezeului celui prea înalt, deasupra norilor cerului și să fie ca Dumnezeu. Adică crucea fără orizontală e un semn al exclamării fără punct. Adică semn demonic. Este trufașa înălțare să fii Dumnezeu fără Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu. Crucea întreagă este cu verticală și orizontală. Aici în centru e Hristos. El e centrul Universului și răscrucea istoriei. Iar cele patru puncte cardinale sunt razele mântuirii care au strălucit și strălucesc și vor străluci până la sfârșitul lumii în toate zările unde sunt oameni. Pentru mântuirea oamenilor. Deci atunci când noi ne închinăm și facem semnul Sfintei Cruci sau pur și simplu ne deschidem brațele și îl formăm, să știm că în centrul acestei cruci, când deschidem noi brațele, centrul acesta e inima. Acolo ne întâlnim cu Dumnezeu, acolo, sau de acolo începe lepădarea de sine, acolo putem să purtăm o cruce cu sens și să-L urmăm pe Hristos. Acesta e mesajul Evangheliei de astăzi, să ne ajute Dumnezeu să-L urmăm în viața noastră, pentru mântuirea noastră. Amin.